Sal! Tuturor. Astăzi este 1 iunie, ziua voastră, ziua tuturor. Clubul Copiilor, în parteneriat cu firma Sece Darbon SRL și cu Sece Condor SRL, vă urează la mulți ani vouă, părinților voștri și cadrelor didactice care v-au însoțit aici. Dați-mi voie să vă prezint pe cel care a fost alături de Clubul Copiilor mereu de 1 iunie și nu numai și a făcut posibil organizarea acestui minunat eveniment. Domnul deputat Alexandru Rotaru. Vă rog frumos să-l aplaudăm! La inițiativa domnului deputat încă de acum 3 ani de zile, care a venit cu o propunere către Clubul Copiilor Roman, iată că ne aflăm la a treia ediție de desfășurare a Zilei Internaționale a Copilului la Sece Condor Resort. Domnul deputat Alexandru Rotaru dorește să vă spună câteva cuvinte. Bună ziua! La mulți ani, stimați copii! Sunt trist, vă spun sincer, din păcate anul acesta vremea nu a ținut cu noi, dar ușor dă semne că s-ar însenina. Domnule Boloca, vă felicit pentru eforturile care le-ați depus anul ăsta, văd că de la an la an suntem tot mai mulți. Să știți că mare parte din toată organizarea este a dumnealui și a profesorilor din jurul dumnealui. Stimați copii, se anunțau în jur de 500 de copii astăzi. Din păcate, vremea nu a ținut cu noi. Din păcate, nu o să putem să ducem la bun sfârșit toate competițiile și acțiunile pe care noi le-am gândit pentru voi astăzi. Dar, ce să vă spun? Trebuie să fiți fericiți azi, indiferent de vreme, indiferent de situația în care ne aflăm, pentru că astăzi este ziua voastră, este în totalitate pentru voi și despre voi. Încă o chestiune vreau să mai punctez și mă uit prin mulțime, dar nu-l văd pe domnul primar de la Ruginoasa, Nechipor, dacă este printre noi. Comuna Ruginoasa, județul Neamț, eu am Iași, am copilărit acolo, nu știu unde este, o să-l salutăm mai târziu. Să sperăm că terenurile de fotbal vor fi practicate, competiția va merge la bun sfârșit. Cu piscina, din păcate, o lăsăm mai moale, dar
Dacă vremea nu se va schimba, vă promit că în viitorul apropiat să vedem ori luna aceasta, ori luna viitoare, în funcție de calendarul competițional al domnilor profesor și a dumneavoastră, acest eveniment să-l facem, să-l facem exact cum am avut post la punct și Cupa Condor să fie câștigată de cea mai bună echipă. Încă un lucru vreau să vă mai punctez, este a treia ediție și vă promit că an de an acest eveniment va avea loc. La mulți ani încă o dată și toate cele bune, copii! Bravo! Mulțumim frumos, domnul deputat Alexandru Rotaru. După cum vedeți, domnul deputat, aplauzele sunt necontenite și sunt ale dumneavoastră, că le meritați. Încă o dată vreau să mulțumim domnului deputat Alexandru Rotaru pentru efortul pe care îl face și ne pune la dispoziție această minunată bază de agrement. Astăzi, dragi copii, vom avea următoarele activități pe care le vom desfășura. Cupa Condor la fotbal. Cupa care deja a început cu două meciuri preliminare, vor fi concursuri de muzică, concursuri de volei, concursuri de orientare turistică și, bineînțeles, multe alte activități. Eu mă urez împreună cu toți profesorii, toate cadrele didactice care sunt alături de mine, la mulți ani, încă o dată, să fiți sănătoși și succes la competiții! Anul acesta s-au înscris un număr record de echipe, 18 echipe, din care una este din Comuna Ruginoasa, județul Iași. După cum vedeți, această cupă are priză și în alte județe. Împreună cu organizatorii, dar și cu cadrele didactice, gândim pe viitor ca această competiție să facă parte dintr-un proiect. Cele 18 echipe sunt din Roman și din comunile arondate municipiului Roman și, cum am spus, una dintre ele este Comuna Ruginoasa, județul Iași. Sunt antrenor la Clubul Atletic Roman de orientare. Aici am pregătit un joc de orientare, se numește Labirint. Urmează copiii cu ajutorul unui hărți să găsească niște posturi de control, de fapt nu posturi de control să găsească, ci drumul corect între posturi de control. Cine face cel mai scurt timp, câștigă. Practic, asta e. Este un joc foarte, foarte frumos pentru copii, se vor distra foarte bine și sperăm din toată inima să avem suficient concurent și vreme e suficient de bun încât să nu ne strice jocul. 5-5, așa și eu. E 5, e 7, e 8.